Itinerar Biblic. Itinerar Biblic Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, am văzut cât de mare este dragostea acelui tată care într-o bună zi are surpriza de a-l auzi pe propriul fiu spunându-i: Tată, vreau să mori. Vreau să mor pentru a-mi putea oferi mie plăcerile pe care mi le doresc. Dragii mei, nu este nicio exagerare. Cererea acestui fiu tânăr, despre care am vorbit data trecută, este o cerere foarte neobișnuită pentru lumea orientală, lume din care făceau și ei parte. Chiar și în zilele noastre, o asemenea cerere este neobișnuită. Tânărul oriental este dator să se supună autorității tatălui, mai ales în ceea ce privește deciziile majore din această viață. Astfel, nu el este acela care are decizia finală în ceea ce privește școala pe care urmează, cariera sau căsătoria chiar. El își exersează autoritatea în aceeași manieră, dar în familia sa. Atâta timp cât tatăl său este în viață, acesta va avea ultimul cuvânt. Un bun cunoscător al culturii acestor popoare, pe nume Kenneth Bailey, un om care a petrecut 20 de ani în cele mai îndepărtate sate din Palestina, sate care nu aveau contact prea mare cu civilizația modernă, a făcut numeroase cercetări cu privire la pildele Domnului Isus. Astfel, el afirmă că pe tot timpul șederii sale în acele locuri nu au fost cazuri de copii care să aibă asemenea cereri. Au fost doar 2 cazuri de care cei mai în vârstă de acolo și aduceau aminte, în unul din ele tatăl murind la scurt timp de inimă rea, iar în celălalt caz copilul nu s-a mai întors și niciodată nu a fost primit în comunitate. Este foarte interesantă descrierea pe care acest cercetător o face în ceea ce privește reprimirea în cadrul comunității a unei persoane care i-a încălcat regulile. El spune că o asemenea persoană trebuia să vină în fața întregii comunități, a întregului sat, și acolo să ceară iertare capului familiei. Numai dacă acesta oferea iertarea și dacă el afirma în mod public această iertare, cel condamnat era acceptat. Semnul acceptării consta în îmbrățișarea publică a vinovatului. Interesant, nu-i așa? Este exact ceea ce spune Domnul Isus că a făcut acest tată. Dar să ne întoarcem la ceea ce a determinat necesitatea reabilitării lui: cererea făcută. În mod obișnuit, proprietatea era împărțită între copii și aceștia preluau dreptul de moștenire în momentul în care capul familiei murea. Deci, prin cererea lui, fiul nu dorea altceva decât ca tatălui să moară. Apoi, prin legea mozaică, se prevedea ca pământul să nu fie înstrăinat, ci să rămână în cadrul familiei. În această situație, probabil, tatăl i-a dat contravaloarea părții de moștenire în bani. Oare putem să ne imaginăm ce a fost în inima acestui om? Fiul tău să-ți dorească să mori doar pentru că el vrea să guste din plăcerile stricate ale lumii? Apoi, întreaga comunitate să te privească de acum ca pe un paria, ca pe un om de nimic, pentru că familia ta a fost dezbinată? Cum se simțea acest tată? Dar cum se simte Dumnezeu? Pentru plăcerile noastre am dorit ca Dumnezeu să fie mort. Nice a declarat: Dumnezeu a murit. Nu, noi am vrea să fie mort pentru a putea face ce vrem. Dragul meu ascultător, nu cumva faci și tu la fel? Nu cumva distrugi orice relație cu Dumnezeu prin plăcerile pe care le cauți? Ori de câte ori te împotrivești voii lui Dumnezeu, nu faci decât să declari că nu-L vrei în viața ta. L-ai vrea afară din acest univers, l-ai vrea mort. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu viu. Orice am face noi, orice am spune noi, El trăiește în veci. Noi suntem cei care murim. Ați observat ce a spus tatăl? Acest fiu al meu a fost mort și a înviat. Fiul a fost mort, nu tatăl. Dragii mei, împotrivindu-ne, noi suntem cei care murim, nu Dumnezeu. Minunat este însă că Dumnezeu este un Tată iertător. El așteaptă ca noi să ne întoarcem pentru a primi iertarea Lui. Ceea ce solicită El este mărturisirea. Aceasta este calea de întoarcere a unui copil care a păcătuit, calea de intrare în părtășie cu Tatăl în casa Lui. De fapt, singura cale de întoarcere este prin mărturisirea păcatelor. Ați observat vreodată cu atenție care sunt lucrurile pe care spune Tatăl că le face pentru Fiul Său? El spune: aduceți haina cea mai bună. Haina aceasta trebuia pusă pe el după ce tânărul se spăla. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, spune cuvântul Domnului. Domnul nostru ne spală de păcat. Cel care s-a încins cu ștergarul este cel care îl va spăla pe Fiul Tatălui care se întoarce la El. Fiul trebuie curățit la întoarcerea din țara îndepărtată. El încă mai avea mirosul porcilor. Iar haina aceea este haina neprihănirii lui Hristos care îl acoperă pe cel credincios după ce a fost curățit. Inelul este însemnul pentru un fiu ajuns la maturitate, cu toate drepturile ce decurg de aici. Fiul este readus în poziția în care era când a plecat. Nu îi se ia nimic. Este adus înapoi în casa tatălui său. În aceste momente, dragi prieteni, Hristos stă la dreapta Tatălui, încins cu ștergarul slujirii, pregătit pentru vreunul dintre ai săi care și-ar murdări mâinile sau picioarele într-o țară îndepărtată. Când ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dar trebuie să venim la El așa cum a venit fiul risipitor înapoi la tatăl său. Tată, am păcătuit și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și tatăl va spune: nu te voi face niciodată argat, tu ești fiul meu, te voi curăți, te voi ierta, te voi aduce înapoi în părtășie cu mine, în poziția din care vei putea fi de folos și altora. Un fiu rămâne fiu pentru totdeauna. Dar nu știu dacă ați observat că mai este un fiu risipitor în această pildă. Așa cum spuneam, nu toți se bucură de această întoarcere a acestui fiu. Fiul cel mai mare este unul care nu se bucură. De obicei, atunci când citim Biblia și citim acest pasaj, suntem mișcați de inima tatălui și aproape că ignorăm faptul că el are aceeași inimă mare și față de acest al doilea fiu al său, care tot risipitor este. Să continuăm deci cu capitolul 15 din Evanghelia după Luca și începem citirea de la versetul 25. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Ascultați cum se plânge acest băiat. Acesta este adevăratul fiu risipitor. El s-a supărat când a aflat că fratele lui s-a întors și că a fost dată o petrecere în cinstea lui. Nu a vrut să intre și să îi se alăture celorlalți participanți la petrecere. Tatălui a ieșit și l-a invitat înăuntru. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngreșat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru acest frate al tău care era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Mulți creștini nu trăiesc într-o țară îndepărtată. Ei încearcă din greu să trăiască pentru Dumnezeu, dar sunt foarte săraci. De ce? Lor le sunt date în cele din urmă toate binecuvântările spirituale, dar nu și le însușesc. Dumnezeu spune: toate sunt ale voastre, tot ce este al meu va aparține, luați totul. Tatăl nostru ceresc este bogat în binecuvântări spirituale, iar acestea ne aparțin nouă, dar El nu ne va forța să le luăm. Noi trebuie să întindem mâna și să le luăm. De fapt, este vorba despre o anumită mentalitate. Acest fiu avea mentalitatea unui argat, a unui rob. Trebuie să schimbăm această mentalitate. Domnul Iisus Hristos însuși ne-a numit prietenii săi. Nu ne-a mai numit robi. Noi suntem fii ai Tatălui. Pilda se încheie cu fiul cel mare ieșind din părtășia cu tatăl. Cu toate acestea, tatăl a lăsat ușa părtășiei larg deschisă. Un comentator al Scripturii, pe nume Chadwick, a afirmat că în această pildă este vorba despre trei fii. Fiul cel mai tânăr a frânt inima tatălui, fiul cel mare a pierdut părtășia cu tatăl, iar cel de-al treilea fiul este cel care spune pilda, adică Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este fiul ideal, fără păcat. El a venit într-o țară îndepărtată nu pentru a fugi de acasă, ci pentru a face voia tatălui său. El nu și-a petrecut viața în răzvrătire și destrăbălare, ci a trăit o viață și apoi a murit pentru ispășirea noastră. El nu a fost un fiu risipitor, ci un prinț al păcii care și-a vărsat sângele pentru păcatele lumii. El nu a fost un fiu rătăcitor, ci o jertfă de bunăvoie. Evanghelistul Ioan spune: dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Mântuirea vine la cei care pur și simplu cred în numele Domnului Iisus Hristos. Dacă sunteți fiul plecat într-o țară îndepărtată, puteți veni înapoi la tatăl mărturisindu-vă păcatele. Poate că sunteți ca fiul cel mare care a ieșit din părtășia cu tatăl. El nu era preocupat de soarta fratelui său și nu-l iubea. Credea că îi slujește lui Dumnezeu. Nu greșise niciodată așa cum greșise fratele lui, dar nu s-a bucurat niciodată de un ospăț cu prietenii săi. Tatăl i-a spus: tot ce am este al tău. Ce minunat este să avem un astfel de tată! Prietene păcătos, dacă nu ai crezut niciodată în Domnul Iisus Hristos și nu l-ai primit ca mântuitor personal, nu poți fi fiul tatălui. Nu poți deveni fiu decât atunci când vei crede în Hristos care a murit pentru tine. Dacă îl primești pe Domnul Iisus Hristos, dacă vii la Dumnezeu, El va deveni tatăl tău și poți fi sigur că El nu te va alunga niciodată. Dacă tu îl părăsești, dar te întorci la El, să știi că El te va aștepta gata să te cuprindă în brațe. Și acesta pentru că El este un Dumnezeu măreț. Acest lucru o să-l vedem și în continuare, în următorul capitol, capitolul cu numărul 16 din Evanghelia după Luca. În acest capitol avem alte două pilde ale Domnului Iisus, înregistrate și acestea numai de Luca. Este vorba despre pilda administratorului care s-a folosit de poziția sa pentru propriile interese și uimitoarea pildă cu Lazar și omul bogat. Domnul urmărește viața acestor oameni până în momentul morții și ne oferă o imagine a ceea ce se află de partea cealaltă a vieții. Dar să observăm astăzi pilda ispravnicului necredincios. Această pildă a fost înțeleasă în mod greșit de foarte multă lume, unul din motive fiind acela că ar părea că Domnul trece cu vederea escrocheria. Acest ispravnic sau administrator era un escroc 100%. Unii oameni sunt de părere că fiecare persoană menționată de Domnul într-o pildă trebuie neapărat să fie un erou, un exemplar de caracter nobil. Dacă aceasta este și părerea voastră, pregătiți-vă să o schimbați, pentru că veți întâmpina dificultăți în ce privește înțelegerea acestei pilde. În această pildă, Domnul folosește exemplul unui om care s-a ghidat după principiile lumii. Biblia ne spune că lumea iubește ce este al ei, dar îi iurește pe cei care sunt ai lui Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu nu aparține acestei lumi și nu trăiește călăuzindu-se după principiile acesteia. În epistola adresată Galatenilor, în capitolul 1, Pavel spune: har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veag rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Iar în epistola adresată Romanilor, în capitolul 12, el spune: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. În sfârșit, apostolul Ioan spune și el: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. În lume există ceea ce noi numim legea vieții și administratorul nedrept era un om care opera pe baza acestei legi. Principiile lumii sunt adesea răsturnate față de principiile lui Dumnezeu. De exemplu, se spune că nimeni nu este vinovat până nu-i se dovedește vinovăția. Dumnezeu spune altfel. El spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Omul nu poate fi niciodată nevinovat înaintea lui Dumnezeu, dar cu siguranță poate fi îndreptățit înaintea lui. Acum nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului, spune Pavel în epistola adresată Romanilor în capitolul 8. Când cineva se încrede în Isus Hristos ca mântuitor personal, el este îndreptățit prin credință. Și acesta este singurul mod în care omul poate fi îndreptățit, adică poate fi iertat, mântuit, izbăvit de Dumnezeu. Dar să vedem mai bine ce spune textul pildei. Isus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic care a fost spărât la el că îi risipește averea. Aceasta este povestea unui om bogat și administratorului său nedrept. Un ispravnic sau administrator este cel care are grijă de bunurile altuia. Avram a avut un administrator, dacă vă amintiți, în grija căruia erau toate posesiunile sale. Ispravnicul lui Avram a fost cel care a plecat în Haran în căutarea unei soții pentru fiul său Isaac. Și David a avut administratori. Aceștia sunt menționați în cartea 1 Cronici, capitolul 28. Administratorii lui David aveau controlul asupra tuturor posesiunilor împăratului, inclusiv asupra copiilor lui. Pavel ne spune, încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Administratorul din această pildă își are corespondentul în președintele unei corporații. El avea sub controlul lui toate bunurile omului bogat, dar s-a făcut vinovat de abuz în funcție și de însușire necuvenită de fonduri. Acest om era ca un președinte de bancă vinovat de folosirea banilor băncii în interes propriu. Administratorul nedrept a irosit bunurile stăpânului său. El l-a chemat și a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta pentru că nu mai poți fi ispravnic. Iată că a venit ziua în care acest om a trebuit să dea socoteală de felul în care se achitase de sarcina încredințată. Și pentru că avea pecetea stăpânului și el era cel care încasa toate plățile, în loc să încheie un bilanț financiar, el a decis să se folosească de legea lumii, care este autoconservarea. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap, nu pot. Să cerșesc, mi-e rușine. Vedeți, acest om avea mâini fine, așa că nu putea fi un muncitor de rând. Și era rușine să cerșească. Îți vine să zâmbești când citești acest verset. Era rușine să cerșească, dar nu era rușine să fure. Din nefericire sunt mulți asemenea lui și în zilele noastre. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în casele lor. Acest om nu s-a pocăit, nu a regretat și nu i-a părut rău pentru ceea ce a făcut. El era un excroc, un om deștept după standardul lumii. Nu avea nicio pregătire pentru o altfel de slujbă și probabil că nici vârsta nu mai era un atu pentru el. Era prea mândru să cerșească, dar nu era rușine să fie necinstit. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui dintâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el, și a zis, ia-ți zapisul și șezi de grabă și scrie 50. Administratorul întreba, cât de mult îi datorezi stăpânului meu? Acest om îi datora stăpânului 100 de măsuri de unde lemn. Ei bine, a spus administratorul, unde lemnul face acum 10.000 de lei măsura. Uite ce vom face, te las să-l plătești cu numai 5.000 de lei măsura. Astfel, datornicul plătea jumătate din cât datora. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și a zis, ia-ți zapisul și scrie 80. Nu știu de ce nu i-a făcut și acestei persoane aceeași reducere. Cert este că acesta a plătit 8.000 de lei în loc de 10.000. Administratorul nedrept a fost la fel de viclean de la început până la sfârșit. Însă el nu este pedepsit. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelepțește, căci fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Ei bine, acesta este versetul care îi pune pe mulți în dificultate. Aceasta este o afirmație șocantă. Cine a făcut-o? stăpânul lui, cel pentru care lucra omul cel bogat. În aparență, acest om s-a îmbogățit folosind aceleași principii pe care le-a folosit administratorul său nedrept. Stăpânul îi spune administratorului că a procedat cu înțelepciune. Cum anume? În conformitate cu principiile lumii. Aceasta este lumea care îl urăște pe Hristos și care își face propriile reguli. Legea lumii este care pe care. Domnul lumesc l-a lăudat pe administratorul din lume pentru înțelepciunea sa lumească în afacerile sale lumești. Domnul Isus a spus, căci fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Observați, vă rog, raportul. Fiii veacului față de semenii lor nu au niciun raport cu fiii luminii. Adică fiii acestei lumi, ai acestui veac, își folosesc banii cu mai multă înțelepciune decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Cea mai șocantă și neașteptată afirmație din toate este cea referitoare la relația credinciosului cu bogățiile nedrepte, literal mamona nedreptății, mamona fiind personificarea bogăției. Ce este mamona nedreptății? Bogățiile, banii. Banul nu este un lucru rău în sine, banul este amoral. Despre dragostea de bani se spune că este rădăcina tuturor relelor și la aceasta trebuie să fim atenți. Pentru credincioși, monedele trebuie să fie de natură spirituală. Domnul Isus a spus că trebuie să ne strângem comori în ceruri. Ar trebui să fim înțelepți în folosirea banilor. Atunci, chiar dacă avem parte de eșecuri sau când ajungem la sfârșitul vieții, vom fi primiți cu bucurie în ceruri. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Noi suntem administratori ai lucrurilor materiale. Ca și credincioși, noi nu posedăm nimic. Suntem răspunzători înaintea lui Dumnezeu pentru felul în care folosim bunurile sale. El spune că oamenii din această lume sunt mai înțelepți decât fiii luminii în ce privește administrarea bunurilor încredințate. Dragii mei, nici măcar viața nu este a noastră. Ea ne-a fost dată de Dumnezeu. Ce facem cu ea? Prieteni dragi, cred că cel mai bine este să o predăm celui care are puterea să izbăvească și să mântuiască, Hristos. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim! Itinerar biblic. Itinerar biblic Itinerar biblic